declarație de unire și cum v-a venit ideea să vă alăturați aceste inițiative? Ideea de fapt nu mi-aparține mie, mă bucur mult că este în Republica noastră o platformă unionistă, mai multe organizații non-guvernamentale care pledează și transmit mesajul în masă, încercând să educe populația țării. Și respectiv dânsi au venit cu această idee pe care eu personal, vorbesc acum de numele meu personal, chiar o susțin și chiar mi-a fost plăcut că am avut onoarea să iau și eu parte la acest proces. Respectiv este o declarație mai mult simbolică, este un act care, conștient, zic, nu are o putere juridică, dat fiind faptul că nu putem noi protocola sau adopta asemenea decizii, nu este de competența noastră a autorităților publice locale. Este o declarație pur simbolică și este o răbufnire a ceea ce simt eu personal. Au fost rugăminte către consilieri, unii din ei au acceptat-o și au semnat. Cred că pe parcurs o să se mai alăture și alții. E o declarație simbolică, însă Dodon a spus că va convoca Consiliul Suprem de Securitate. Cum comentați această decizie? Nu știu dacă sunt eu în drept să comentez deciziile cuiva. Vă zic doar așa, că nimeni și nimic nu te poate opri să simți. Să simți românești în special. Dacă am încălcat legea, am să răspund. Dar la momentul actual eu nu mă simt un infractor pentru ceea ce simt eu. Simt așa cum simt și tot timpul am spus-o direct așa cum este. Locuitorii satului cum au reacționat la această? Diferit. Locuitorii satului, normal că au păreri diferite, părerile sunt și este normal să fie diferite, pentru că o unanimitate ar fi ceva straniu. Pentru că ori mesajul este greșit, ori ceva nu este în regulă, când toți au aceeași părere. Este normal să fie păreri diferite, normal că părerile se canalizează, mai ales în aceste vremuri când informația vine din diferite unghiuri, de obicei vine deja șlefuită și tocită pentru a transmite un mesaj. Respectiv, eu le-am spus la toți, este părerea mea și cei care au părere identică cu a mea să mă susțină. Care nu, încerc să le explic. Dacă pot să explic bine, dacă nu, este drept fiecăruia să creadă sau să simte așa cum simte persoana. Păsienii este înfrățit cu care vă localitezi în România? Noi avem mai multe procese de înfrățire pornite, dar din păcate niciunul finalizat până la moment. Avem mai multe localități în diferite județe cu care am pornit această procedură, dar barierele legale încă nu au fost depășite până la final și noi suntem doar în stadiu de proiect. Și sperați poate în anul centenarului să finalizați acest? Sper. Sper mult, pentru că consider că este important și am să o zic încă o dată, cum am mai spus-o. De fapt, nu sună bine această înfrățire, dat fiind faptul că noi deja suntem frați și noi nu putem face înfrățire între frați. Este un proiect de parteneriat comun. Din păcate, sau nu știu cum să zic, a două țări diferite, dar scopul este unul și același, cred eu. Și respectiv pledez pentru aceasta și am să mă strădui conștient să aduc la oameni acest mesaj și să-l transmit mai departe. Și în general, de ce considerați că unirea este cea mai bună soluție pentru Republica Moldova? De ce consider eu că unirea este cea mai bună soluție pentru Republica Moldova? Pentru că am învățat un pic de istorie și nu pot să neg faptul că suntem un popor. Am mai văzut un pic de lume și mi-am dat seama că avem aceeași cultură, avem aceeași viziune, avem aceeași limbă, mi s-a creat această simțire că suntem un popor. Și asta am și spus prin declarația de unire pe care am semnat-o, eu personal. Și aveți și un mesaj de încurajare pentru ceilalți primari să vă urmeze exemplu, să semneze o astfel de declarație? Mi-a fost pus des această întrebare, dacă pot să intervin și să încurajez pe cineva. Eu am zis-o și o spun și acum sus și tare. Fiecare trebuie să simtă și să o facă neimpus de nimeni. Doar atunci rezultatul va fi acela scontat. În momentul în care cineva te impune, cineva te trage de mânică, cred eu că este un fals. Mai bine, puțin, dar la sigur, cei care simt, decât mulți și în van. Pentru că declarații noi avem deja peste 20 de ani, dar rezultatul este unul și același. Cât este de important ca în anul centenarului să fim cât mai uniți? Este important să fim uniți indiferent de conotația anului.
Este important să fim uniți pentru că doar prin unire se fac lucruri mari. Și indiferent de viziunile politice, indiferent de coloristică, indiferent de alte idei, important este să fim un tot întreg. Să încercăm să facem lucrurile ca un tot întreg. Numai atunci lucrurile merg. Altfel este dezbinare și altfel suntem ușor de manipulat, de manevrat și nu avem rezultatul pe care îl așteptăm cu toții. V-ați confruntat cu careva presiuni urma semnării acestor? Nu. Eu personal nu am avut niciun fel de presiuni. Ba din contra, am fost sunat de o sumedenie de lume care m-au felicitat. Dar sunt din aia care întreabă de ce, pentru ce. Eu încerc să le explic în puterea posibilităților pe care le am, dar presiuni nu am avut. Până una alta, totul este bine. Consider că părerea fiecăruia este dreptul lui constituțional și eu mi le expun așa cum pot. Nu consider a fi o încălcare de legislație, dat fiind faptul că, de facto, unionismul, cum s-a expus și Curtea Constituțională, nu este un delict și nu este o contravenție. Respectiv, părerea este a mea și este un drept democratic a fiecăruia să se expună în limitele pe care le are. Domn primar, vă urmăresc acum sute de oameni în direct plecați peste hotare în România sau în diaspora. Aveți un mesaj pentru ei? Mesajul meu, nu știu cum să îl expun. Noi, practic, avem o problemă foarte mare. Acest exod de oameni cu intelect din țara noastră. Cred că o să fie spus cu prea mult, nu știu, sens. Ar fi bine să fie cât mai mulți cetățeni aici pe loc. Cei care pot gândi limpede, cei care pot induce un mesaj normal celui de aproape și numai așa putem schimba lucrurile. Atât timp cât, tot respectul pentru diaspora, sunt mulți, dar sunt plecați peste hotare, aici pe loc nu are cine face regulă și nu are cine face lege și nu are cine face schimbare. Și schimbarea trebuie făcută. Da, sunt conștient, este foarte greu. Văd aceste probleme prin prisma serviciului pe care l-am. Văd acești copii rămași pe drumuri în grija bunieilor sau în grija altor rude. Informația se pierde atunci când oamenii sunt la distanță. Da, noi avem o diasporă foarte puternică și sunt foarte bravo. Sunt uniți și o demonstrează adesea. Dar din păcate aici, pe loc, este foarte greu de exprimat aceste păreri și de a convinge oamenii care au rămas. Pentru că mulți, pe parcursul acestor 20 și ceva de ani de independență, s-au dezamăgit. Și au tot dreptul să se dezamăgească, pentru că au avut și motive. Din 92 încoace, multe au fost spuse sus și tare, dar puține realizate. Și oamenii, de facto, percep numai ceea ce simt și nu ceea ce aud deja. Dacă ne puteți arăta, vă rog, și declarația de unire? Iată, aceasta este, să zicem, această declarație de unire simbolică cu textul pe care l-au propus prietenii noștri din Platforma Unionistă și care a fost semnat de o parte din consilieri și de mine personal. Dar câți au participat la ședință? Câți consilieri? Nu pot să zic că a fost o ședință, pentru că ședința, de fapt, trebuie documentată, trebuie protocolată. A fost o întrunire pur prietenească, simbolică, unde i-am invitat pe toți. Din păcate nu s-au semnat toți și este și normal, nu poți să spui cuiva ceva pentru convingerile pe care le are. Dar câți consilieri sunt în total în localitate și câți au semnat? Nu cred că este relevant acest lucru, Vlad. Sunt 13 consilieri, nu au semnat toți și nu poți să învinuiești pe nimeni. Este nu învinuiești pe nimeni, am vrut să vedem dacă este o majoritate. La moment nu. La este moment. 50 plus eu. Aha. Adică cred eu că pe parcurs lucrurile o să se schimbe. Dar oricum, este important că nimeni nu a fost impus sau presat să semneze sau nu semneze. Cred eu că cei care au semnat de bună credință, din bună știință și cu inima deschisă. Ăsta este un rezultat. Situația declarației acestea este și situația întregii Republicii Moldova. Avem jumate la jumate de populație care vrea, jumate care nu. Și obiectivul nostru ca mișcare unionistă este să convingem în primul rând pe cei care sunt indeciși. Credeți că ne va reuși acest lucru? Credeți că cei indeciși se vor hotărâ în anul 2018? Vor avea o poziție clară, fermă, argumentată față de unire? Eu cred că
Schimbarea se produce iminent, vrem noi sau nu vrem. Foarte multă lume, odată cu deschiderea hotarelor, odată cu posibilitatea de a pleca în diverse țări, se deschide și ca gândire, se deschide și ca percepție și respectiv lucrurile iau o întorsătură diferită. Mai ales că mesajul deja nu mai vine direcționat doar din unele surse. Deja sursele de informare sunt foarte diverse și oamenii au posibilitatea să vadă mai multe păreri. Respectiv, rezultatele sondajului din 2014, oficiale sau neoficiale, arată o majorare a numărului de persoane care se declară a fi români și se declară a fi unioniști. Plus că acest număr crește, cred eu, constant. Poate nu, cum am zis, nu cu tempourile care le așteptăm noi sau care ne le dorim noi. Dar oricum este un lucru iminent. Este un lucru care se petrece, generațiile tineri le percep lucrurile deja altfel. Schimbarea de mentalitate nu se petrece într-un an sau într-un timp foarte scurt. Oamenii au necesitatea de timp pentru a se convinge, pentru a schimba o părere sau pentru a-și genera o altă gândire. Timpul o să le arate pe toate. Sper că totul o să fie bine. Mulțumim frumos pentru interviu, domn primar. Și noi vă salutăm foarte mult, lumii vă laudă și vă dorește mult succes. Nu caut laudele lumii, eu fac din pura mea convingere și plăcere. Astfel, cum m-a întrebat cineva la postul de radio Vocea Basarabiei, sunteți un erou național? Nu sunt un erou național. Eroii sunt alții. Eu doar fac ceea ce simt. Și asta îmi aduce mie, în primul rând, satisfacție și cred eu că cei care mă înțeleg, mă înțeleg. Dar cei care nu, în zadar le explic. Asta este. Mulțumim frumos!